Bună dimineața, oameni buni. De data asta, fără generic, s-a stricat aparatul de cafea și nu mai avem genericul de la cafea de dimineață, dar data viitoare o rezolvăm. Bine v-am regăsit astăzi pe 18 decembrie, zi importantă nu numai pentru cei care își mai aduc aminte ce a fost acum 34 de ani prin Timișoara și după aceea în țară, mai mult sau mai puțin în țară, deși revoluționare avem peste tot. Deci, nu numai pentru asta e importantă, ci și pentru că astăzi, la ora 11, într-o fel de, cum să vă spun eu, activitate accelerată, intră în dezbatere bugetul de stat al României și al asigurărilor sociale. Eu spun că este important pentru că până acum am avut tot timpul semnalul că nu sunt bani, că trebuie să facem economii în ultimele două luni și pe aici pe acolo s-au mai și făcut economii. Dar acum, cel puțin ascultam azi dimineață, la prima oră, o declarație brusc și că ar fi bani. Tot să vorbim și despre asta cu invitatul de astăzi, domnul George Lazăr, președintele PNL Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Bănescu! Mulțumesc frumos pentru invitație! Păi v-am invitat pentru că sunt 34 de ani de când la Timișoara, deci cu o zi înainte, două zile, a început revoluția acolo, mă rog, revoluția, ce s-a întâmplat la Timișoara și au fost împușcați acei tineri de pe scările catedralei. Subiectul s-a estompat în timp, așa. Între timp, cei care aveau 34 de ani acum, 33, pentru ei mare lucru nu mai înseamnă momentul de atunci, nu pot să-și închipuie ce a fost înainte. Mulți spun ce mare lucru s-a schimbat și avem evenimentul ăla, avem și bugetul. Pe vremuri bugetul se făcea într-o cameră așa mare la Comitetul, cred că, de Stat al Planificării și Finanțe. Se făcea bugetul pe hârtie mare. Acum îl avem pus în dezbatere publică cu două zile înainte de a fi dezbătut în Parlament. Trei. Care sunt diferențele atunci, acum? O enorme. Diferențe enorme. Păi mă uitam chiar zilele trecute. Să nu vă spun, câți ani aveți? 42. Ce 43. Ce vă spune decembrie 89? Aveam 9 ani atunci. Bun, la vârsta fragedă de 9 ani am perceput ca atare, ca un copil cu mintea de copil, actul Revoluției de la 89. Îmi aduc aminte că era dimineață, m-am uitat seara la televizor, nu mai rețin exact data, oricum era în zona lui 18-20 decembrie, era chiar înainte de, în prag de Moș Crăciun, când copil fiind urma să merg... Moș Gerilă. N-am fi niciodată cu Moș Gerilă, cu Moș Crăciun, Moș Nicolae și Moș Crăciun și ulterior anul nou și în perioada respectivă, sigur, ca orice copil, ca și copiii de astăzi, urma să mergem cu colindul, cu prietenii, cu gașca și ulterior cu uratul. Am urmărit într-o seară la televizor, cât ne-au permis cei de atunci să urmărim la televizor și a doua zi eram acasă, țin minte că intrasem în zona de vacanță. De asta spun că era 18-20, era vacanță și dimineața pe la, cred că 10-11, era trecut de faza cu Timișoara, era deja în București, am văzut la televizor, dictatorul a fugit. Da, ziua când a luat helicopterul de pe sediul CC-ului, actualul sediu al Ministerului de Interne și a fugit Ceaușescu cu Elena și atunci știu că am sunat-o pe maică mea la servici, pe fix cum era atunci. Și am zis, Ceaușescu a fugit și am ieșit din casă și m-am dus în spatele blocului. Acolo, la noi, unde am copilărit, e chiar o biserică armenească, ortodoxă, astăzi de altfel. Și e un părculeț destul de mare, de generos, de
joacă pentru copii și nu doar pentru copii, acolo vin foarte mulți și oameni în vârstă care joacă un șah, table. Un parculeț destul de frumos în centrul Romalului și am făcut acolo un parculeț în ideea că mă văd cu prietenii mei și Ceaușescu a fugit, comentăm, da. Și ulterior m-am dus în casă, dar am trăit cumva cu ceva emoție la momentul respectiv căderea lui Ceaușescu și implicita regimului comunist. No, eu de ce v-am întrebat? Vreau să vă întreb dacă aveți cumva carne de revoluționar, dosar de revoluționar. Nu, n-am nici dosar, nu știu dacă am. De revoluționar. Că, n-am. Carnet n-am avut decât de note la școală, liceu. Nu, de ce? Pentru că acum avem un prim-ministru care are... Bun, la vârsta de 9 ani nu aveai cum să prea să fie revoluționar. Ei, nu știu, dar am avut alții care erau în arhivele securității, da. Câțiva ani. Da, bun, atunci a fost și o chestie ce am sensizat ulterior, care și-au făcut carnete de revoluționari pentru a avea diverse beneficii de la stat. Dar vedeam zilele trecute, o citit pe presa centrală, un reportaj, un material făcut de nu știu, ceva agenție care de sondare a opiniei publice, că vorbim și de sondaje. Vorbim săptămâna trecută, am intrat în emisiunea noastră de sondaje și o să vorbim și în emisiunea asta. Un sondaj în care spun cei care au făcut cercetarea sociologică, undeva la aproximativ 56% dintre români regretă perioada comunistă. Nu pot să-mi dau seama dacă acel sondaj e făcut sau nu corect, dar mi-e greu să-mi închipui că sunt oameni care au perceput, au simțit, au trăit în perioada comunistă și ajung să aibă regrete astăzi, pentru că mi se pare înfiorător, cel puțin din punct de vedere a gândirii acelor persoane. Eu mi-aduc aminte și una ce mi-aduc aminte și am trăit la propriu, plus ceea ce povestesc cei mai în vârstă, părinții, eu știu, prieteni care sunt mai în vârstă, bunicii. În perioada comunistă mi-aduc aminte foarte bine. Copil fiind, trebuia să mă duc de multe ori dimineața, la ora 6, jos chiar lângă scara blocului, să lăsăm sticla de lapte. Erau niște sticle mari la un litru, cu o deschidere foarte generoasă și aveai două sticle de lapte și le lăsai acolo cu plasa, cu sacoșa. Și era o coadă infernală, era o coadă de zeci, poate peste 100 de oameni care puneau sticle acolo, alții de la 3, de la 4 dimineața, că venea mașina la un moment dat cu lapte și începeau să îți dea lapte. La fel aveam... Dar nu se furau de acolo. Nu se furau, da. Bun, asta, erau sticle goale acum. Lângă era magazinul de pâine. La fel, la 6-7 dimineața, duceai cu cartela. Rație la carne, rație cartela, la unt. Cu carne nu cumpăram, asta aduceau părinții. Dar aveam lângă magazinul de pâine, unde aduceau franzele respective celebre, unde la fel, te duceai la 6:30-7 dimineața cu cartela, aveam cartelă de pâine și cu cartela îți luai pâine. Chiar în spatele blocului, acolo la unde am copilărit, era orășelul lui Moș Crăciun. Și acolo de obicei erau două, trei chioșculețe, ca să zic așa, care mai aduceau citrice, respectiv banane, nu banane, ba da, și banane mai aduceau și portocale. În general, portocale, banane mai rar. Dom'le, era o nebunie, adică acum apăreau portocalele în, nu știu, jumătate de oră e mult. Nu mai erau portocale, dispăreau. Haideți să vă spun eu prima afacere. O secundă, că termin imediat. Era televizorul acasă, era program de la 7 la 9 sau de la 7 la 10 seara. Știu că prindeam jumătate de oră, aveam niște desene animate, cam comunistele, așa, cei drept, în alb și negru. Haideți că erau și alea rusești. Băi, alea rusești, cu Zais, nu Pagazi, așa. Și după aia am avut televizor color la un moment dat, mai știu, 87-88 aveam televizor color, un cromatic se numea la timpul ăla și... Aia era toată povestea, adică de multe ori se lua lumina. Noi stăteam pe centru Roma, de multe ori se lua lumina. Acum înțeleg de ce v-ați făcut politician. Când se lua lumina, aveam și pe bune, chiar dacă stăteam la apartament, aveam lampă. Mă scuzați, dar cineva nu știe că suntem în emisiune. Nu-i problemă. Și învățai la lampă, efectiv, scriai la lampă, lampă cu gaz, cu fitil, și scriai la lampă, îți făceai lecțiile la lampă. Adică perioada aia în care... nu era căldură, nu era lumină cum ar trebui, totul era raționalizat, mâncare raționalizată, dulciuri raționalizate, totul era raționalizat. În momentul în care aveai doar o prânz, când mergeai la școală,
M-a făcut pionier, după aia Șoim al Patriei, trebuia să cânti. Șoim al Patriei, după aceea sau Șoim și după aia pionier corect, trebuia să cânti lui Ceaușescu, odă, ne scotea la, cum se cheamă, față la Casa de Cultură, acolo, cu sutele de copii, miile de copii, de la mic la mare, să defilezi, să faci valul, să ridici mâna sus, jos, că trece, trece tovarșul, tovarșul trecea, trecea, probabil Maria Gheorghe, prim secretarul de partid de aici, de la noi, de la Neamț. Așa, adică era o perioadă care eu mi-aduc aminte frumoasă, că eram copil, dar cu foarte multe chestii așa, care blocaje, nui, lipsuri și tot felul de chestii de genul ăsta. Mi-aduc aminte că discutam, adică la școală sau colegii, copiii care eram la bloc acolo, dom'le, vezi, mi se spunea de acasă, dom'le, vezi, ai grijă ce vorbești, să nu spui de tovarășul, de... Că nu era libertate în primul rând, despre asta vorbim, și foarte multe lipsuri. Adică perioada aia nu pot să și-o aducă cineva aminte cu drag, din punctul meu de vedere. Ei, sunt câțiva care și-o aduc aminte cu drag, care, spun eu. Noi n-am fost într-o familie, ca să zic, cu lipsuri sau necăjită. Nu, la nu, vorbesc respectiv de aia care beneficiau de toate avantajele sistemului. Acele persoane care probabil regretă sunt persoane, cu scuzele de rigoare, unii poate care aveau foarte mari avantaje și astăzi în democrație nu le mai au și le-au pierdut, și alții n-au reușit să se updateze de la viața respectivă la viața într-o formă de democrație incipientă. 80, anii 89-90 până prin 2000-2000 și ceva, a fost o perioadă cu chiar puternic socialistă, socialistă comunistă în România, ca și continuatoare ai comunismului, și a fost FSN-ul cu PDSR-ul, PSD-ul, care au continuat politicile comuniste, ele mai continuă și astăzi într-o oarecare formă, dar undeva de prin 2004, așa să zic, România a avut o zonă de explozie. Am intrat în NATO, ulterior am intrat în preaderare și aderare la Uniunea Europeană. Să vă spun un pic, că tot... Vă rog. Deci, oamenii care regretă, mulți dintre ei, la o anumită vârstă, regretă următoarele lucruri. Faptul că fiecare avea un loc de muncă, fiecare putea să-și trimită copiii la școală și exista o și anumită și siguranță. La școală, îl poți trimite, problema este că diferențele sunt extrem de mari între sistemul, deci ce se face într-un loc cu ce se face în alt loc. Nu, eu vă spun ce regretă oamenii. Și regretă siguranța. Dar siguranța asta era dată de un sistem de supraveghere pe care oamenii nu-l simțeau. Adică nu-l știau în totalitate. Îl simțeau, dar nu-l știau. Și aici este problema. Nu trebuie să-i certăm pe cei dar care regretă. Pe nimeni, doar că trebuie doar să înțelegem. Sigur că da. Dar apropo, a spus de portocale. Știți care a fost prima afacere în Piatra Neamț după Revoluție? Nu. Niște viitori revoluționari, ca să spunem așa, și viitori mari oameni politici din Neamț, unii au ajuns chiar și în comitetul, cum se cheamă asta, de apărare a țării. CSAT-ul, de acum, cum se chema atunci. Deci în Piatra Neamț, imediat după Revoluție, la sediul FSN-ului, de la vremea respectivă, în fața sediului, s-au adus câteva tiruri mari cu portocale. Și s-au vândut portocale într-un fel, așa, țin minte că la vremea aceea, în Ceahlău, colegul Cosma, am scris despre acest subiect și a ieșit un mare scandal, pentru că cei care erau la vânzarea portocalelor acolo erau membri marcanți ai Partidului Comunist la momentul respectiv. Da, FSN-ul ce era. Bun, haideți să lăsăm amintirile și să privim în viitor. I-am spus emisiunii de astăzi, cumva încerc să nu greșesc, să văd dacă colegii au scris ceva de genul liberal înaintea... Uite că scrie acolo, eu nu văd. Ia să vedem, nu văd nicio. Nu. 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 O să... Ceva liberalii înaintea unui an electoral. Și discutam cu dumneavoastră despre faptul că la telefon și nu numai, despre faptul că ați făcut mai multe sondaje de opinie, 40 de sondaje de opinie, ceea ce vă permite să aveți o imagine corect, aproape generală asupra ceea ce se întâmplă din punct de vedere al opțiunilor electorale, intențiilor electorale
al mulțumirilor și nemulțumirilor populației în județ. Corect. Deci, dacă e să pornim acum cu o chestiune generală, ca trend, înainte de a discuta particular, ce îmi puteți spune? Luând în calcul, nu numai PSD-ul, nu, și celelalte formațiuni. Și celelalte formațiuni. Bun, sondajele pe care le-am efectuat la nivelul județului Neamț în genere, ne-a interesat și ne interesează foarte mult de acolo să înțelegem foarte bine care sunt prioritățile populației. Fie că vorbim de municipiul Piatra Neamț, de Roman, de Rosnov, de Bicaz, de Târgu Neamț, sau în mediul rural și sau în mediul periurban și imediat rural. Ne interesează foarte mult să știm care sunt prioritățile cetățenilor, care sunt, ce consideră ei că sunt nevoile. Asta chiar mă interesează. Nevoile și aici, în linii mari, așa cum explicam la Piatra Neamț și ați explicat și noastră în emisiunea de data trecută, pe primul loc în topul nemulțumirilor sau a lipsurilor este sistemul de sănătate, respectiv Spitalul Județean din Piatra Neamț, undeva aproximativ 20% dintre respondenți identifică ca primă problemă și cea mai acută serviciile medicale de la Spitalul Județean de proastă sau foarte asta proastă calitate. Asta și în alte localități din județ. Dacă mergem și ne uităm în periurbanul lui Piatra Neamț, adică în localitățile limitrofe lui Piatra Neamț, da, cam aceeași problemă se identifică și în zona Piatra Neamț, în zona metropolitană. Lipsa locurilor de muncă, asta este iarăși o problemă foarte mare. Lipsa investițiilor private care generează locuri de muncă e o problemă, cred că e în top 2, ca să zic așa, pentru că sunt foarte mulți oameni, vreau să știți foarte bine și spuneați chiar la începutul emisiunii că era siguranța locului de muncă pe timpul lui Ceaușescu și asta, dar într-adevăr asta e o chestie care astăzi lipsește, siguranța locului de muncă, pentru că statul nu mai generează locuri de muncă pentru absolut orice absolvent, fie de liceu, de profesională sau de facultate, ci trebuie să te zbați tu, să-ți cauți un loc de muncă, fie la stat, fie în privat. Sunt foarte mulți oameni care, într-adevăr, își caută un loc de muncă, mulți dintre ei chiar la stat. Aici, partea asta cu statul e o chestie care conferă, în accepțiunea, probabil a părinților, a celor tineri, domnule, o siguranță. Domnule, ești la stat, ești sigur, ești la stat, ai un salar, ai un venit, nu are nimeni ce să-ți facă, devii funcționar public. Domnule, meseria brățară de aur, cum era pe vremea comuniștilor. Din când în când e chiar brățară, dar la unii. Da, deci la unii, da, cum e Michi Popescu. Da. Așa, și domnule, dacă ai intrat la stat, domnule, te-ai asigurat. Eu n-aș vedea asta neapărat ca o siguranță, pentru că un om tânăr, un om dinamic, un om care a studiat, care a învățat, care își dorește să evolueze, are nevoie de provocări. Are nevoie de provocări în ceea ce înseamnă job-ul pentru a se perfecționa, pentru a ajunge cât mai sus și pentru a câștiga cât mai mult. Pentru că de-aia și muncim, ca să avem un venit de preferat cu cât mai mare, cu atât mai bine, raportat la munca pe care o desfășurăm fiecare. Și sunt mulți care caută loc de muncă la stat, sunt și foarte mulți care caută loc de muncă la privat, sunt și foarte mulți care pleacă în străinătate la muncă, pentru că consideră că acolo se pot realiza mai bine, ceea ce nu e neapărat greșit. Alte probleme sunt infrastructură rutieră clasică, lipsa apei și a canalului. Asta e o problemă din ce în ce mai acutizată. Dacă, eu știu, până acum vreo câțiva ani infrastructura rutieră era o problemă destul de ridicată, aici acum cred că undeva e la concurență cu problema identificată de cetățeni, lipsa rețelelor de apă și canalizare sau actualmente în Piatra Neamț sau Roman, de exemplu, chiar dacă ai infrastructură de apă și canalizare, este ciuruită, este spartă și ai undeva la 60-70% pierderi și apa vine cu țărâita atunci când vine fie în Roman, Piatra Neamț, Târgu Neamț mai nou și alte localități. Prețurile mari sunt și lucruri care nu intră în sfera neapărat a decidentului politic local sau administrativ. Prețurile mari, inflația, ratele mari la bănci și alte probleme curente. Bun, lipsă locuri de joacă, siguranță. E o problemă iarăși în Piatra Neamț. E traficul de droguri, undeva la 10-11% din populație consideră că e o problemă acest trafic de droguri și chiar e o problemă. E dată și de scandalurile care au fost. Da, această problemă s-a accentuat în ultima perioadă, nu doar în Piatra Neamț sau în județul Neamț, la nivel de țară. Dacă în Piatra Neamț, nu știu care e cota exactă acum la care a ajuns acest flagel, dar în orașele universitare mari, București, Cluj, Iași, zona Constanței, în partea aia, e o nebunie acolo. E mult mai avansat, ca să zic, acest flagel.
La noi încă cred că stăm într-o zonă cât de cât ok față de acele mari orașe din România, dar oricum probleme sezate de populație și aici. Bun. Haideți acum să vedem. Îmi spuneați că... Și foarte important, în Piatra Neamț și zona de munte, lipsa unei identități a turismului, adică lipsa unor idei originale, lipsa investițiilor în turism. Pentru că vorbeam de drumuri, dar într-adevăr, o parte dintre drumurile din județul Neamț s-au tot investit în ultimii ani. Aici, cu plusuri și cu minusuri, fostul președinte Ionel Arsene are și el un merit unde... Bine, haideți să spunem că politic, DRDP Iași, era alocat județului Neamț, adică politic PSD-ului din Neamț. Asta nu deci, la fel ca și Aba Siret. Da, acolo, ca și Aba Siret. Și atunci, da, el a avut această posibilitate de a direcționa, vorbesc de drumuri naționale aici. Aba Siret, nu știu acum cât a dus banii spre Neamț, pentru că în perioada anilor 2000... Eu n-am spus că a dus spre Neamț. 2020, eu 2020. Eu am spus că a dus spre nemțeni. 2020-2023, investițiile în tot ce ține area bazinală pe zona județului Neamț, investițiile lipsesc cu desăvârșire din partea Apelor Române. Adică pe toată zona de munte investițiile au fost praf. Bun, nu mai discutăm acolo, sunt zone pe zona cum Moldovei, e Borca, Farcașa, Poiana. Poiana, unde sunt probleme enorme cu torenții, cu tot. Acolo... Dar pe partea asta de drumuri, în... Da. Într-o bună măsură s-au făcut investiții în ultimii ani și acolo, repet, cu plusuri și cu minusurile pe care le-a avut Ionel Arsene, a adus niște bani pe zona asta de infrastructură rutieră și s-au făcut ceva lucruri pe infrastructură rutieră. Adică aici se observă deci, niște deci lucruri. E vorba de lipsa unei identități specifice zonei, cum avem în Suceava, se vorbește despre Bucovina, țara Bucovina, da, cum etc. Or, da. Și ei au știut să-și canalizeze eforturile în direcția creierii acestei identități specifice, corect, cum e și în Maramureș, cum mai sunt corect și alte zone. Numai nu ne lipsește. Nu ne lipsește, dar ne lipsește probabil și datorită, din cauza unei lipse de educație în sensul acesta a celor... Nu, eu nu vorbesc de educația, zic de educație turistică. Educația în zona turistică, da. Turismului. Și... oamenii au investit, sunt unități turistice. Vorba doar de educație, domnul Golenescu, pentru că în momentul în care vrei să atragi turiști în Neamț, trebuie să le și oferi activități, să aibă ce să facă. Astăzi, județul Neamț, începând cu municipiul Piatra Neamț, care e o zonă turistică, Piatra Neamț, și de se vrea un municipiu, un oraș turistic, Piatra Neamț. În Piatra Neamț ai telegondola făcută de, la un moment dat, de Gheorghe Ștefan, care duce undeva spre zona Cosla, unde acolo e telegondola ca să te plimbi, să ajungi sus, ca să vezi nimic, ca să faci nimic. Inspiri aer curat, mănânci un produs tradițional românesc, langoș, cumperi două chestii tradițional chinezești de pe la Tarabe. Păi, asta zic. Și după care cu aerul, cu plămânii ozonificați, cobori și bei o cafea în undeva turnul de acolo, de la gară. Păi, asta zic, nu ai ce să faci turistic în Piatra Neamț în mod deosebit. Dacă plecăm din Piatra Neamț și mergem în zona Pângăreasta, Arcău, la fel, turism zero. Dacă mergem stânga la Bicaz, spre Bicaz, Chei, Dămuc, Bicaz, Ardelean, Tașca, turism zero. Ai cheile Bicazului și atât, unde în cheile Bicazului doar ai făcut o tură pe acolo, la fel, oprești la acele chioșculețe pe marginea drumului, cumperi ceva, te întorci dacă ești cazat acolo în zonă, la o pensiune în care stai efectiv, nu faci mai lucru, bei, mănânci, bei, mănânci sau mănânci, bei într-o ordine. Urci spre Dureu, în partea altă de la Bicaz. La Bicaz turismul e zero. Bicazul arată, cred că e unul dintre cele mai negre, gri orașe din România. Parcă rămas în anii 89, că tot vorbeam de Revoluție. Deci Bicazul arată jalnic. Merge spre Dureu, în partea altă, n-ai pârtie de schi. Singura investiție privată acolo a familiei Tărâță aduce ceva turiști și antrenează cumva spiritul ăsta cât de cât al turiștilor, ai ce face cu un copil acolo. Până acolo e și un pic de turism monahal. Da, ai cât de cât ce face în Dureu și cam atât. Pleci spre Borca, nu mai e ce face. Cobori Pipirig spre Târgu Neamț, nu mai e ce face. Ai o zonă a turismului monahal, nici ela bine dezvoltat, nici ela pus pe o hartă cu o identitate foarte bine conturată și să duci mai departe turismul ăsta monahal, că avem
o nișă aici pe turismul monahal, să mergi să-l promovezi la București, să-l promovezi în străinătate. Păi, de exemplu, în Suceava... Ca să ai circuite, dar circuite care se lege între exact, ele, în... cu evenimente, cu tot felul de lucruri. Despre asta e vorba. Ori treaba asta, abordarea asta pe zona turistică n-a fost o abordare profi sau n-a existat o abordare aproape deloc în ultimii 10-15 ani în Neam și suntem în zona aia în care turiștii vin din inerție. Dom'le, mai să mergi și în Neam, hai să mai schimb ceva, hai să văd ce Hlău. Nu, să... sunt niște puncte, sunt niște oameni care au creat câte da, ceva acolo, dar nu este nu ceva. Nu ai mari lucruri de făcut. De asta trebuie să ai o idee de turism, scuzați și termin imediat. Nu e vorba de ce cred eu, Lazar, că e bine sau ce crezi dumneavoastră, domnul Bănescu, că e bine sau ce cred alții că e bine. Aici trebuie să chemi o firmă mare, să o cauți, să o identifici, o firmă mare care știe să dezvolte turistic zone, județe, da? Îi plătești ce ai de plătit și să-ți facă un concept de turism. Nu firmă de apartament cu un tip care lucrează la calculator, el tu te bucuri că îi dai niște bani, el se bucură să face că lucrează, îți livrează un material cu care îl dezbați cu niște colegi pe la CJ și bă... Îl pui și în dezbatere publică undeva, da, și zici, bă, uite, cât mai e ascuns da, acolo. Și zici, bă, uite, e bine, e frumos, o să facem, avem plan și avem hârtii, treaba e bună. Nu așa, adică trebuie să vezi exact cum îți dezvoltă la turismul, să-ți facă un proiect foarte mișto pentru turism, pentru județul Neamț. Vezi după aia sursele de finanțare, fonduri europene, guvernamentale, locale, asocieri private, stat privat și după aia începi să-l dezvolți. Dar pentru treaba asta nu trebuie mult. Adică în maxim un an de zile trebuie să ai planul așa cum vrei să dezvolți. După care să lucrezi pe el. Pe sectoare, pe schi, pe vară, pe iarnă, pe turismul nahal, cum a spus dumneavoastră, după care începi să-ți identifici sursele de finanțare și începi să aplici, turism să lucrezi. Turism balnear, am fi putut avea. Știți ce este, ce este culmea? Zona Răucești, acolo la Oglinzi, da, zona Bălțăteștiului și cred că în zona Negulești. Negulești la Piatra Șoimului. Da. Știți ce este ciudat? Noi avem două orașe, un municipiu și un oraș, care sunt declarate stațiuni turistice de interes național. Piatra Neamțu. Piatra Neamțu parțial. Da, a fost în 2009, așa, cred că. Și Târgu Neamțu. Târgu da. Neamțu a primit acest statut datorită băilor Oglinzi. Da, acolo nu sunt închise. Dar ele sunt închise. Deci, practic, noi avem, ne mândrim cu două stațiuni turistice de interes național, dar care în realitate nu există, practic. Păi asta zic, a fost o lipsă totală de viziune, pentru că nu trebuie să ne ascundem după ce de județul Neamț, am mai spus de multe ori în emisiuni și la dumneavoastră și cu alte ocazii, județul Neamț are două, trei mari direcții în care se poate dezvolta. E zona Piatra Neamț cu tot ce înseamnă de la Piatra Neamț în sus, arealul de munte, Valea Bistriței, Valea Munte, cum e să o numim, și care se închide în partea elaltă cu Târgu Neamț, care înseamnă dezvoltarea de, pe zonă turistică și investiții masive pe zonă turistică. Ai zona Piatra Neamț-Roznov, care trebuie să dezvolți obligatoriu drumul expres Piatra Neamț-Bacău, pentru că altfel nu legi Piatra Neamțul de autostradele mari, de autostrăzile mari, A7, A8, A13 în zona respectivă, A8 în partea elaltă, de fapt. Îl izolezi pe Piatra Neamț de la circuitul economic și transportul rutier pentru a fi interesant din punct de vedere economic și atunci omor tot ce înseamnă platforma să vinești Roznov. Și tot ce e în Piatra Neamț cam omor din punct de vedere de dezvoltare economică. Și asta e o prioritate, acest drum expres Piatra Neamț-Bacău. Și ai iarăși zona Romanului, care acolo ai A7-le care tranzitează, începând cu Secuieni, Trifești, Horia, Roma și ieșind în partea altă la Gherești, tranzitează bazinul Romanului. Acolo iarăși pol de dezvoltare din punct de vedere a infrastructurii rutiere și poți dezvolta parcuri logistice și parcuri industriale. Acolo e nevoie de un concept într-o zona Roman metropolitan de data asta, în care împreună Romanul cu două, trei comune să facă o platformă industrială în care să poți să aduci acolo pe 100-200 de hectare să poți să aduci firme mari care să investească acolo chiar în apropierea autostrăzii și să genereze locuri de muncă și taxe și impozite. Astea sunt principalele trei direcții pe care județul Neamț se poate dezvolta, din punctul meu de vedere. Bun. Bun, pot fi și altele în subsidiar, nu contest treaba asta, dar fără un mediu de afaceri stabil, fără un mediu de afaceri cu, adică fără un privat bine dezvoltat la noi în Neamț, fie că sunt firme autohtone sau firme cu capital străin sau din altă parte care vin să investească aici fără investiții și fără a genera locuri de muncă, nu e cum să te dezvolți. Nu există oraș sărac cu oameni bogați și nici invers. Lucrul ăsta se știe de foarte mult timp. Problema e că nu s-a ajuns întotdeauna spre o finalizare. Dar avem și titlul emisiunii Liberalii Nemțeni înaintea anului electoral. Din cele 40 de sondaje, da, dacă acum ar fi
să-mi spuneți, domne, noi liberalii, în momentul acesta, la nivelul ăsta, 40 de sondaje, ne aflăm unde? Dacă duminica viitoare avea loc alegeri, PNL NAMS câștigă alegerile. La județ. 100%. Și vot politic. 100%. Și pe vot politic și pe persoane. Asta înseamnă că e bine, nu? Da. E bine. Bun. În aceste 40 de sondaje aveți câte orașe? Toate orașele. Toate orașele. Două municipii și trei orașe. În momentul acesta, PNL-ul are trei orașe. Două municipii și un oraș. Deci Rosnovu, Piatra Neamț și Roma. Corect. În aceste trei UAT-uri veți avea probleme din punct de vedere electoral? Exclus. În Roman mi-ați spus că aveți un candidatul propus peste 50%. Da. Și spuneau, îl cunoaștem? Cu toții. Am văzut reacțiile celor de la PSD că de tipul ce ați fumat, ce ați băut. Adică eu înțeleg că îi doare, înțeleg că-s departe de realitatea politică, înțeleg că folosesc niște sondaje mai vechi, cum au făcut rost de ele, nu știu, am înțeles de la București, și sondaje mai vechi ale PNL-ului comandate de noi acum un an sau doi, dar lucrurile s-au schimbat mult de atunci și până în prezent și folosesc niște sondaje care le-am făcut noi acum ceva timp, le-au cumpărat de la cineva de la București, nu știu dacă au datele bune sau nu. Și folosind acele sondaje, le povestesc la unii sau la alții, fie că prin Roma, fie că prin zona Romului sau zona Piatra Neamț, cum ei stau foarte bine. Ei nu au cheltuit un euro pe un sondaj politic comandat de ei de PSD și habar n-au care e realitatea. Ei se duc într-o realitate de acum vreo 2 ani, pe niște sondaje luate de la PNL. Știu de la cine le-au luat, nu știu dacă le-au primit corect, asta e altceva. A încercat cineva să-i dezinformeze. O să vadă ei și a luat și bani. O să vadă ei în 2024 dacă sondajele pe care au ai acces sunt corecte sau nu. La Roman, da, PNL-ul stă foarte bine și ca intenție de vot politic, ca bazin electoral politic și avem și două variante de candidați foarte ok, dar unul dintre candidați sare de 50%. La Piatra Neamț am prezentat date din sondaj, la Piatra Neamț, din punctul meu de vedere, Andrei Carabelea, cotat astăzi la un 37% aproximativ la sută intenție de vot, părerea mea, pe măsură ce lucrările se vor termina în Piatra și se vor termina, se vor apropia de finalizare în perioada următoare, părerea mea că Andrei va crește în sondaje și va sări undeva de 40%. De altfel, știți că discutam în emisiune cu dumneavoastră și spuneați, domnule, de unde 37%? Poate că e puțin cam mult, poate că... Nu, știți ce e important? Ce înseamnă 37%? Din cât? Din 100% sau din cei care participă, care din cei care și-au anunțat intenția de a participa din cei care și-au anunțat intenția. Nu știm, că n-am văzut cât s-au anunțat intenția de participare la vot. Peste 50%. Peste 50%. Deci vorbim de 37% din cei care din 50%. Da, dacă le ponderăm din număr total, atunci rezultatele scași pentru PNL și pentru pentru toată lumea, da. Sigur că da, ne interesează în cei care ies la vot. Da. Eurostat a confirmat zilele trecute. Ați văzut datele de la Eurostat, Piatra Neamț inclus într-un top al orașelor, la vreo 90 ceva de orașe din Europa, a avut un punctaj de 92 de puncte în lista Piatra Neamț, adică calitatea vieții în Piatra Neamț, așa cum reiese din sondajul comandat de Eurostat, aici nu mai e sondaj comandat de PNL sau de altcineva, e Eurostatul, care confirmă că în Piatra Neamț, cetățenii din Piatra Neamț consideră că au un mediu, în care, un mediu de viață bun sau foarte bun. Și undeva la 60 și ceva la sută din respondenții lui Eurostat, adică din pietreni, consideră că au o viață bună în Piatra Neamț. Pe mine nu m-au întrebat, așa că nu pot să spun. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și eu am foarte multe percepții. Și eu de asta am făcut sondaje. Eu am percepții, aveam niște percepții, de exemplu la Roman, că X e undeva sus de tot. Am văzut sondajul, am înțeles, X nu e chiar așa cum îl credeam eu. Sau am văzut în alte comunități. Dom'le, eu aveam percepția că Vasile a meu rupe norii. Am văzut sondajul, Vasile nu rupe norii. Trebuie să mai gândesc, să mai recalculez. Să-l căutăm și pe Ion să vedem dacă se potrivește. Și asta zic, în Piatra Neamț lucrurile sunt într-o direcție bună și sunt investiții majore făcute în Piatra Neamț. La Rosnov lucrurile sunt ok. La Bicaz, din datele mele din sondaj... Asta vreau Bicazul să-mi spuneți. Câștigă cum... PNL-ul fără niciun fel de emoție, peste 50%. Acolo știu că aveați trei posibili candidați. Pe toți trei am și azi. M-am decis la unul dintre ei. Da, să ne decidem la unul dintre ei. Adică în mintea mea mi l-am creionat care e dintre cei trei posibili candidați.
În ianuarie o să anunțăm și candidații pentru toate localitățile. Aveți target de anunțat candidații, ca să spun, de transmis? Avem deadline, da. O să anunțăm candidații în ianuarie. Da. Oricum, planul nostru al PNL-ului era ca la începutul anului, cel târziu la începutul, ne-am vrut în decembrie, dar am așteptat sondaje, am așteptat mai multe. În ianuarie, până la sfârșitul ianuarie, PNL Neamț va asuma candidații la fiecare localitate. Și în FIEF-ul președintelui PSD la Târgu Neamț? În FIEF-ul încă a președintului PSD, o nuanță, încă a președintului PSD, Vasilică Harpa. Acolo, într-adevăr, PSD-ul stă mai bine. Nu e de o surpriză neapărat pentru noi, dar nici nu rup munții acolo. PSD-ul stă undeva la 35%, adică nu e un scor fabulos. Acolo trebuie să luăm în calcul că nu va mai candida, probabil. Candidață domnul Apope, domnul viceprimar, da, nu stă rău în Târgu Neamț. Astăzi, în Târgu Neamț, pe sondajele pe care le avem noi comandate și pe realitatea de astăzi, PSD are prima șansă să câștige. PNL e poziționat pe poziția a doua, la o diferență nu enormă, dar e o diferență între PSD și PNL. Încă PNL mai caută, și eu personal ca președinte, încă un candidat. Mai caut o variantă. Cred că am ajuns la o variantă de candidat. Acum urmează să o discut și cu colegii, să mai facem cel puțin sau măcar un sondaj telefonic acolo, să vedem dacă reușesc să conving pe acea persoană la care m-am tot gândit și cu care tot am discutat să candideze. Cred că PNL-ul va face o figură nu bună, ci foarte bună și va face o surpriză la Târgu Neamț. Bun. Adică ne vom bate acolo, nu spun că vom câștiga noi, nu spun că va câștiga PSD-ul. Sigur, astăzi, după poza de astăzi, PSD-ul are prima șansă, dar dacă reușesc să conving acea persoană cu care tot am discutat și cu o echipă pe care s-o... echipa PNL-ului nu arată rău, arată destul de bine, dar poate fi îmbunătățită. Cu o echipă bună și cu un candidat la care mă gândesc eu, PNL-ul va face o surpriză nu bună, ci foarte bună la Târgu Neamț. Ne vom bate acolo, bara-bara. Ce vreau să vă întreb? La nivelul primăriilor rurale, vom asista la mari surprize în alegeri în sensul că primarii pe funcție, sau altfel, cam câți primari ar putea să-și piardă mandatul din cei care sunt pe funcție? Că știți cum e de obicei în comune. Undeva la 20%. Deci cam 20%. Din părerea mea că din cam 20% din actualii primari din județul Neamț își vor pierde mandatul. Care vor candida. Eu mă refer la primarii astăzi. Care sunt sunt pe funcție. Unii s-ar putea să nu partidele s-ar putea, nu știu, și eu să schimb un candidat sau doi. Care e primar astăzi să nu mai pun să candideze. Să nu mai vrea să candideze și să pune pe altcineva. Să retragă, da. Și PSD-ul la fel, să schimbe niște candidați, să pune pe altcineva. Păi ce la... cum se cheamă? La Dochea PSD-ul nu-și mai susține candidatul actual și își pun alt candidat. La bine notorietate, la Borlești nu-și mai susține primarul și își pun alt candidat. Adică, și cred că mai sunt vreo două localități în care PSD-ul nu-și mai susține candidații și își pun alți candidați. La Borlești încă se mai discută. La Borlești, să știți că e o situație, mai avem sondaj la Borlești, știți că e o situație foarte interesantă. Primarul actual are un... Primarul actual se află într-o situație comodă. Absolut, adică nu e aberant ce se întâmplă. Da, dar pe de altă parte acolo, din punctul meu de vedere, actualul primar, dacă nu-i foarte, foarte abil din punct de vedere politic, o să piardă cu brio. Absolut, pentru că acolo când doi se ceartă, al treilea câștigă. Deci părerea mea că dacă nu-i foarte abil politic, va pierde primăria și o va pierde rușinos. Știu pe ce mă bazez și știu ce spun. Știu cine poate câștiga acolo și cum poate câștiga. Sunt două variante. Poate să câștige și PNL-ul și PSD-ul. În funcție de candidații care vor juca acolo. Și în funcție de ce se întâmplă în ultima noapte înainte de alegeri. Cum s-au câștigat alegerile la Borlești ultima dată. Bun, acum nu știu dacă mai suntem în perioada anilor 2020, că atunci știm cu toții, nu vreau să mai folosesc nume să zic că unii sau alții au făcut sau au adres. Știți cum e? Regulile când intri în teren sunt aceleași. Ăla care pierde ce bom au furat. Aici n-a fost vorba de furat. Nu. Nimeni n-a acuzat furt. Nu. Aici n-a acuzat nimeni furtul. Alții zic, domnule, au dat bani. Bă, ok, eu înțeleg toată treaba asta. Nu sunt chestii corecte. Nici să furi, nici rezultatul să dai bani, a rămas, să cumperi voturile. Da, știți cum e? Am întrebat pe toți. Bă, la 112 a sunat, a venit poliția, a constatat, a văzut flagrant când s-au dat banii, când mită electorală, când... A, păi nu. Păi bun, și cum facem atunci dacă v-au furat sau au dat bani? Păi nu, dar noi am spus. Cui i-ai spus? Păi am sunat la partid.
Păi ce să facă partidul? Să aresteze lumea partidul? Să ia la poliție? Noi suntem poliție. Zic, sună-mă, nene, la poliție, dacă vezi că se face. Adică proasta organizare a unor organizații locale duce la pierderea legilor și după aia se caută scuze. Că m-au furat, că m-a trădat. Că, bă, da, ai avut libertate să-ți faci echipă? Da. Ai avut libertate, mașini, oameni, ai spus, să mergi pe stres, să vezi, să supraveghezi, să supervizezi dacă se întâmplă ceva sau nu? Da. Ai telefon mobil să filmezi? Da. Ai telefon să suni la poliție? Da. Păi n-ai făcut nimic din toate astea și după aia spui că te-au furat. Asta cu furtul e undeva e relativă. Da. Deci asta 20% grad de înnoire al primarilor. Eu zic că da, iar PNL-ul va aborda alegerile cu un număr foarte mare de aleși locali tineri. Adică cred că vom avea, de când știu așa, din 2006, că vom avea cea mai, și cea mai bună, dar și cea mai tânără echipă în județul Neamț de primari. Da. Acum, din punctul de vedere al majorităților în consilii, ce vă spune sondajul? Bine, la momentul actual, adică să fim... Sondajul spune că în Consiliul Județean, Consiliul Locale, vor intra următoarele partide, PNL, PSD, AUR, pe locul 3. USR-ul cred că va intra în câteva consilii locale, gen Piatra Neamț, pot să intre... Să nu uităm că au anunțat și că astăzi probabil vor da formarea polului de dreapta. Da, pol de dreapta, da. Împreună cu PMP-ul, care se duc cu ei, care nu se duc în altă parte, și cu Forța Dreptei, care nu știm, în Neamț eu vorbesc, nu știm exact cine, ce. Bun, și acum cum. E ciudat și asta în Neamț. Forța Dreptei în Neamț nu există. PMP-ul nu se înțelege cu PSD-ul. PMP-ul e vândut, e anexa PSD-ului, asta e clar, e anexa PSD-ului, slugi alu, nu numai Ionel Arsene, slugi alu Vasilică Harpa, așa PSD-ul în general. Așa, USR-ul face cumva o joacă politică în Neamț și au păstrat câțiva consilii locali și județeni cu care încă mai joacă. Au viceprimar la Roma, viceprimar la Roma care a plecat, ca și de altfel e aproape plecat la PSD. Asta e alt discurs. Au viceprimar la Piatra Neamț, încă mai joacă USR-ul, dar ca intenție de vot politică au pierdut jumătate din electorat față de 2020. Adică USR-ul în municipiile mari, Roma, în Piatra, nu sare de 9%. Iar în rural, USR-ul e clar sub 5%. Adică USR-ul poate să intre în Consiliul Local, în câteva consilii locale, cred, depinde ce se întâmplă pe județ. Dacă vor fi potențați la un peste 5%, pentru că Forța Dreptă nu are cum să ajute USR-ul, PMP-ul nu are cum să ajute USR-ul, că PMP-ul vinde meci un parte altă la PSD și nu mai au nimic. Nu mai au primar, nu mai au nimic. Dar dacă cineva de la București resetează totul PMP și schimbă așa, echipa. Dar nu mai au aleși local, nu mai au structură PMP-ul. În județul Neamț, PMP nu prea mai are structură, din păcate pentru ei. Dar cum să n-aibă? Are structură, păi are structură pe... Chitic pleacă la PSD. Are pe structură pe Adieco. A, asta are, da, am înțeles. Are structură pe niște societăți comerciale. Asta altceva, le-a date la niște oameni ca să, ca așa poți să înțelege PSD cu PMP. Dar ei, oameni care să tragă pentru ei, nu mai au. Primarul Gontaru, care ba a fost pe la noi, ba a plecat la PSD, ba să vrea să întoarcă pe la PNL, ba nu știu ce să facă, de la PMP nu cred că mai rămâne. Dragoș Chitic la Piatra Neamț, care a dus niște voturi în coșul PMP-ului în 2020, la PSD, cu arme și bagaje și muniții, umblă prin județ și face campanie lui Daniel Harpa, încă președinte al PSD-ului. Nu știu ce mai are PMP-ul. De asta zic, jocul ăsta politic cu USR, PMP, Forța Dreptei, cred că Forța Dreptei și cu PMP-ul se cațără pe bagajul sau pe bruma de voturi pe zestrea care mai are USR-ul astăzi. Adică în județul Neamț cel mai afectat de povestea asta, de uniunea asta, e USR-ul, pentru că ceilalți vin cu aport zero, cu absolut nimic și iau din voturile USR-ului și își vor pune și ei niște oameni pe aici pe acolo pe voturile USR-ului, pentru că ei, USR-ul e singurul partid care mai are structură cât de cât în Neamț. Acum m-ați întrebat de consiliile locale și județean. Clar, intră PNL, intră PSD, intră AUR, posibil să intre și USR, singur sau sub această platformă. SOSU?
În Consiliul Județean nu intră sub nicio formă. Sunt anumite zone în județ unde SOS șoșoacă tinde spre un 4-5-6%. Există posibilitatea în anumite localități să intre în Consiliul Local. Aici, în schimb, e o diferență, dacă îmi permiteți. Intenția de scor politic, de vot politic, se va manifesta cumva la europarlamentare într-o anumită măsură. Într-un anumit mod și după aceea în alt. După se va reseta cumva intenția de vot politic, pentru că la locale degeaba ești tu SOS șoșoacă sau ești aur, dacă în X localitate tu nu ai candidat. Dacă nu ai candidat sau candidați, acolo nu ai ce voturi să iei. O să iei 1-2%, dar dacă nu ai candidat bun și candidați și echipă de consilier local bună, nu ai de unde să iei voturi. Alegerile locale sunt votul la persoană și la echipa pe care are persoana respectivă, nu sunt voturi la partid neapărat. De asta spun, intențiile lor de vot pe partid au o intenție destul de bună, adică aurul întinde undeva spre 12-14% în județul Neamț, pe ansamblu. Mai puțin în urban, mai mult în rural. Joacă aurul, nu zic că nu, USR are și el o intenție de vot mai mult în urban, mai puțin în rural de data asta. Și la fel, și acolo e o dinamică, dar dacă nu ai oameni și echipe la alegerile locale, degeaba îți propui tu că ai 15% în sondaje politice, dar tu nu ai candidați. Poți să primești un vot politic, dar nu poți să primești... Poți să primești un vot politic la europarlamentare, da. La parlamentare, dar la locale, părerea mea, asta. Că vor avea un, vor înregistra un scor destul de prost. Iar atunci vor fi potentate cele două partide mari, PNL-ul și PSD-ul. Vă întreb și eu acum, de două ori mi-ați spus încă. Referitor la președintele PSD Neamț. Știe el de ce? Nu, vreau să știu și eu. Păi încă. Asta se poate aplica și la noastră, că doar nu o să rămâneți președinte PNL pe viață. Nu, Doamne ferește, nici nu-mi doresc. Aveți un deadline pentru încă ăsta? Sau la ce vă referiți? Și zic gurile rele din PSD. Nu vreau să intru în detalii, că e treaba lor internă. Nici mie nu mi-ar place să vorbească alții de treaba internă a PNL-ului. Nu vreau să intru în detalii, dar colegii lui din PSD, domnului Vasilică Harpa, ei comentează. Și probabil că dumnealui e la curent cu ce spun colegii lui despre el și ce forfotă e acolo și ce jocuri se fac. Nu vreau să intru în detalii, că nu e ok să-mi dau cu părerea despre bucătăria internă. Dar a spus de două ori încă și de asta am rămas așa. Așa spun colegii lui. M-am întâlnit și eu colegi de lui care asta spun. Colegi de lui buni. Oameni care mai face și vacanțe, care mai face și business. Am înțeles. Foști prieteni de camarazi. Așa spun cei de acolo. De ce? Nu vreau să intru în detalii, că nu e etic din partea mea. Suntem în prag de sărbători, acum vreau să-i stric omului sărbătorile. Am înțeles. Bun. Acum, este inevitabil că dumneavoastră, dacă veți fi, sunteți candidatul până la urmă la Consiliul Județean. O să vedem asta. Deci, bun. Teoretic, asta s-a discutat cel puțin până acum, că veți candida. Dacă ai mei colegi mă vor susține și voi avea încrederea lor, cu siguranță. Colegii Bucureștiu, că până la urmă la județ și Bucureștiu. Bun, Bucureștiu stabilește, clar, dar propunerea vine din Neamț, adică nu știu cum e dacă avem Deci eu altceva, inevitabil să nu vă uitați pe ce se întâmplă în momentul ăsta în Consiliul Județean. Vorbeam despre modul în care oamenii percep lucrurile și uitați, a venit condamnarea fostului șef de la achiziții, actual adjunct la achiziții, Mihail Popescu, culmea, condamnat nu pentru ceva ce ținea de Consiliul Județean, ci pentru ceva ce ținea de locul în care l-a trimis Ionel Arsene la, la ABA Siret. Dacă te uiți la toată expunerea aia DNA-ului referitor, poți să înțelegi niște lucruri, dar acum, uitându-vă din perspectiva asta la Consiliul Județean, credeți că exemplul ăsta pe care l-a dat DNA-ul cu Mihail Popescu e un, reprezintă o atenționare și un pericol și pentru alți funcționari din Consiliul Județean? Nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea că nu lucrez la DNA eu. Nu, n-am zis că lucrează la DNA, am zis că modalitatea, adică ce vreau eu să vă spun. Iei un om care e șeful achizițiilor, îl duci să facă achiziții la ADI Econeamț. Noi avem materialul de atunci publicat, care el spune, domnule, eu știu toate achizițiile care au fost aici, chiar dacă nu eram aici, că am lucrat pe ele, avem declarații. După care îl iei și îl duci cu un întreg comando
la Bacău, că n-a fost singur la Bacău. Au fost mai mulți, a fost o întreagă echipă care s-a dus acolo, să, practic, să ocupe instituția, că nu altfel. Să o cucerească. Să o cucerească și să o folosească. Corect. În folosul cetățenilor, sigur, evident. Bun. A unor cetățeni. A unor cetățeni. Păi mergem mai departe. Exemplul ăsta nu e singurul la Consiliul Județean. Am mai avut tot felul de permutări. De la Consiliul Județean la prefectură. Tot felul de lucruri care s-au întâmplat. Bine, în primul rând trebuie făcut o... Trebuie avut în vedere o... un audit, părerea mea, cred că. Da, un audit nu neapărat extern. Acum, dar un audit așa în general, când ocupi o funcție și când iei o primărie, când iei un Consiliu Județean, îl iei de la un moment T0. Acolo trebuie să ai o imagine foarte clară la ce se întâmplă, cum se întâmplă și de ce se întâmplă. În Consiliul Județean, cred că astăzi are o schemă de personal, în primul rând, supradimensionată, care ar trebui redusă, pentru că noi, liberali cel puțin, nu consider că statul trebuie să fie un stat gras care călărește pomul de afaceri pe ăla mai slab, ci trebuie să fie un stat suplu, un aparat de lucru suplu, eficient și care să producă pentru interesul județului. Adică am văzut Consiliul Județean ratând proiecte pe bandă rulantă la sănătate, la spital. Dar nu numai la sănătate. Păi nu, dar am dat un exemplu, așa. Deci, ratare proiect POIM 311 milioane de euro. Adică, la ce ținem noi sute de angajați acolo, doar ca să facem asistență socială? Dar nu numai atâta. Și la asistență socială, în ședința de acum, sunt niște proiecte la care se renunță. Păi nu, de asta nu înțeleg. Adică, să ținem sute de oameni să dăm salarii, în primul rând, Consiliul Județean trebuie să lucreze pentru interesul cetățeanului, nu devine o formă de asistență socială în care tot angajăm oameni acolo, că n-au oameni de servici. Apropo. Asta e o problemă foarte mare. Adică, acolo, în primul rând, trebuie făcut foarte bine o organigramă, ca să zic așa, regândită, cu oameni, cu posturi esențiale și cu oameni bine pregătiți pe acele posturi. Doi. În Consiliul Județean se perpetuează de foarte mult timp legende că, fără X nu merge instituția. Adică este domnul ăla de la celebrul domn, de Conache. Directorul investițiilor. Directorul la ceva, la funcția de director. Nu, este cel mai mare serviciu. Domnule, fără la cea mai mare direcție din Consiliul Județean. Eu am auzit mai lucruri proaste despre omul ăla. N-a fost... Om să-mi spun un lucru bun de omul ăla, decât că e priceput la a rezolva niște probleme punctuale. Din punctul meu de vedere, omul trebuie să fie primul care pleacă din funcția pe care o are. Alea trebuie să fie primul care pleacă din funcția pe care o are, Doru Conache. Bun. Știu că mai spus și domnul Tărâță Dumnezeu să-l ierte, a spus și Ionel Arsen la un moment dat că-l da afară. Dar nimeni n-a putut să renunțe. Păi eu cred că o să pot. Bun, vă citesc. Dacă nu pleacă el până atunci, când înțeleg că mai... de interviul pe undeva, dacă nu fi să plece el, trebuie să... Bine, interviul poți da de bună voie sau silit. Nu știu forma în care merge el la presă lume... să... Da, deci... Dar asta spun, sunt oameni care acolo, direcția asta de turism, nu știu cine răspunde acolo, habar n-am, dar a produs zero. Adică eficiență zero. A produs foarte mult. Fonduri sunt europene, firme întregi zero. Care se bucură de faptul că montează, nu știu, o scenă la preț triplu, că pune o instalație de sonorizare la preț triplu. Dar nu trebuie să fie partea turistică unde pui o scenă. Aia e o poveste, scenele închiriezi, păi dar până la urmă. Da. Acum, vă citesc ceva, apropo de Consiliul Județean. Consiliul Județean nu înseamnă doar instituția în sine. Înseamnă de GSPC și înseamnă alte structuri înseamnă deconcentrate. Înseamnă și celebrele ADI. Unde ADI. Consiliul Județean e... 7.000 de ADI-uri și acum, unde plătim miliarde de ADI, bani. Protecția Animalelor Neamț. Asta e invenția lui Ionel. ADI, Protecția Animalelor Neamț. Pentru că, da, în Consiliul Județean se poate intra cu animale de companie. Deci, da. Și au adus fiecare acolo pe cine au putut. Deci, absolut întâmplător, cei mai buni candidați pentru, citesc dintr-un comunicat de presă, pentru funcția de director și director adjunct la ADI, Protecția Animalelor, sunt din arcul puterii. Directorul executiv al asociației este Florin Vornicu, consilier județean din partea Pro-România. Dom'le, haideți, domnule, un pic să stabilim un pic, să resetăm jocul. Consilierii județeni
nu se duc la Adi Eco sau la Adi Eco sau Adi Protecția Animalelor și îi punem directori acolo ca să primim un vot în Consiliul Județean. Dumneavoastră știți foarte bine, când s-a făcut alianța pe care a guvernat și care guvernează de altfel în continuare Județul Neamț. PSD, PPUSL, acum e PUSL. În fine. Da. PMP, Pro-România, cred că am zis, nu? Da. Mai e cineva la alianță în PNL-ul, nu e, au luat doi de la noi, care doi transfugi, în fine. Și USR-ul nu e în alianța asta. Și ALDE, pardon, uita și ALDE. Da? Care ALDE acum a fuzionat cu PNL-ul, dar ALDE Neamț nu fuzionează cu PNL-ul, rămân independent și s-au regăsit în zona de stânga a PSD-ului, că acolo e mai bine. Doamne ajută! Pentru mașină și șofer ce nu face omul? Pentru mașină bună, poți călduri, șofer și secretară, face om orice lume. Și pentru... O tonă de motorină pe lună, că am văzut că titra presa, face om orice, e dispus la orice, vinde orice. În fine, alianța asta, ca să poți să o ții, trebuie să dai oamenilor respectiv funcții. Funcții și funcții de obicei bune. De director, director executiv, director ajung, cu bănuț, cu secretară, cu birou, cu mașină, cu carburant, cu oamenii să înțeleagă de ce iau votul cetățenilor, reprezentativitatea lor în Consiliul Județean, o duc la PSD pentru că omul ăla pentru el obține ceva. Și pentru cei apropiați, foarte apropiați, obțin ceva. Cel puțin cei din Pro-România, toți au primit funcție. Și Pro-România, dar și PMP-ul n-a primit, dar ALDE n-a primit. Bine, nu, dar... PPUSL n-a primit, adică unde discutăm? Bine, prin reprezentanți, evident. Păi prin reprezentanți, dar au primit. Că ei reprezintă practic tot partidul reprezentanți. Asta e foarte important pe anul viitor, în 2024, ca, bun, și campaniile trebuie să fie bine țintite și bine gândite, și a noastră, evident, și probabil și a celorlalți vor fi ok, dar e foarte important ca electoratul, că vorbim de Piatra Neamț, sau vorbim de Comuna Borca, sau de Costișa, sau de Valea Ursului, am luat toate cele trei, sau Drăgănești în partea elaltă, limitele de județ, adică, sau Grințieșul, că mai avem o limită sus, toată lumea trebuie să, noi politicienii trebuie să ne gândim campania, să o țintim atât de bine și pe înțelesul oamenilor, cât oamenii să înțeleagă, bă, decât să-ți risipi votul, să votezi cum a fost ALDE, PPUSL, Pro-România, să votezi niște partide mici, de nișă, de 2-3%, 4% acolo. Ați văzut, ați amintit de vot și ați auzit zgomote, da, suspecte. Care intră păcălind de multe ori public cu populația, intră într-o funcție de Consiliu Local sau Consiliu Județean, acolo cu 2-3-4-5%. Și-și vând votul, ce s-o mai... Și-și tranzacționează votul a una, două, trei, patru, cinci persoane maxim, pe interese proprii și 4 ani e bine. Și după aia mai vine o dată la tine populație și zic, bă... Eventual din partea altui partid. Eventual din partea altui partid, mai trebuie o dată. Că uite, am stat 4 ani, n-am făcut nimic, n-am avut mașină și șofer, mi-a plăcut secretară. Bă, mai vreau o tură. Adică aici populația trebuie să înțeleagă foarte bine. Bă, ori dai votul unui partid mare, da? Și ăla te reprezintă, e o platformă mare, clară. Ori dacă nu, nu știu, părerea mea că pierzi votul dându-l la partide foarte mici care nu contează și care nu ajung să... Cred că e foarte important mesajul ăsta de transmis. Corect. Dar să vă citesc mai departe. Deci americanii au două partide, republicani și democrați. De ce? Păi, ce, în America nu poate să fie 10 partide, 11 partide? Ele sunt, dar nu sunt... Dar ar fi o zonă de instabilitate totală. Dacă ar fi acolo la conducere, s-ar perinda 7-8-9 partide în Statele Unite ale Americii. Bine, iau și sistemul ăla, schimbă tot când vin. Da. Păi așa ar trebui și la noi. Adi Protecția Animalelor. Directorul adjunct este Mihai Sebastian Soroceanu, fiul secretarului general al județului. Hmm. Asociația are doi directori, contabil, jurist, responsabil de achiziții, coordonator, dar n-are animale. N-are animaluri. Așa. Nici măcar un hingher nu este angajat pe asociație. Organizație plină de șefi care se plimbă pe bani publici și fac strategii și studii, fără niciun efect concret în comunitate. Este o risipă de bani totală, publici. Totală. Și atunci, cred că ar trebui lucrurile astea repetate, spuse de sute de ori, până când lumea își dă seama. Dom'le, nu pot să am o asemenea structură care să taie frunză la câini. Dar să încaseze bani. Și să încaseze bani. Și să voteze consilierii județeni care, ăia care la rândul lor au o funcție în altă parte și își votează ca într-un trenulesc, că tot e vorba de trenulesc. Județul Neamț, în general, în statele democratice, nu există aceste asociații, aceste structuri mamut plătite din banii statului de contribuabil
nu există la stat. Ele pot fi entități private. Adică tu trebuie să ai firme private, bă, tu prinzi câini, tu faci altceva, tu altceva. Dar nu trebuie să ai entitatea statului. Trebuie să ai contracte cu firme private, pentru că atunci ai și partea de succes, din orarul de succes. Ai și partea contractuală în care ți-ai făcut treaba, încasezi bani, n-ai făcut treaba, nu încasezi banii. Sau ai chiar și penalități, daune. La asta, știi cum e, timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim. Adică despre asta e vorba. Știți că băieții ăștia primesc 2 lei, 1 leu pe locuitor. Ia să vedem exact, să nu greșesc. 2 lei, 1 leu pe locuitor în comună, la oraș 1,2 lei și la municipiu 1,5 lei, pentru cei care sunt așa. Și Consiliul Județean le-a dat 1 milion, adică cam 2 lei de fiecare locuitor, mă rog, teoretic fiecare locuitor al județului. Păi este visul oricui să lucreze acolo. De acord cu dumneavoastră. Și bănuiesc că și salarii sunt destul de bune. Nu știu exact care e norma asta. Acum, mai stăm 5 minute, cam de până. Acum stau și vă întreb. Când vine vorba de austeritate, s-au gândit ai noștri guvernanți și la genul acesta de situații? Aș să vă spun, întrebați acolo pe domnul Marcel Ciolacu, prim-ministru României, dumnealui a instituit zona asta austerități, el a gândit-o, viziunea domniei sale. Bine, acum haideți ca să respectăm adevărul istoric. Nici domnul Boloș nu-i departe de... Păi nu, împreună cu domnul Boloș acolo au gândit-o și domnul Boloș e partea, ministrul de finanțe, e partea acolo a gândirii, nu știu. Bă, dumnealor trebuie să-i întrebați ce au gândit, cum au gândit și ce au vrut să iasă. Că deși nu știu cât a ieșit. Păi a ieșit, a ieșit că, de exemplu, la Craiova se desființează unul dintre cele mai interesante ansambluri culturale care exista, chiar exista și chiar era bun, dar se desființează. Că asta e. Reforma asta administrativă, în loc să schimbăm ceva de substanță... Corect. Noi reducem niște posturi și alea vacante. Că s-au redus, nu știu câte zeci, sute, mii de posturi vacante. Bă, alea nu consumă bani. Alea nici ales bugetate ele cumva, dar nu consumă bani efectiv. Reforma administrativă instituțională nu înseamnă slăbirea statului. Reforma administrativă instituțională înseamnă să faci o reformă, din punctul meu de vedere. Sunt oateuri cu sub 1000 de locuitori care trăiesc de pe una pe alta din mila statului. Să faci o reformă administrativă teritorială în care să n-ai comună sub 5000 sau 10000 de locuitori. Asta mi se pare măcar 5.000. Măcar 5.000, să n-ai oraș sub 15 sau 20.000 de locuitori, să n-ai municipiu sub 100.000 de locuitori. Atunci nu mai ai 7 primării, ce e o singură primărie, nu mai ai 7 consilii locale, ai un singur consiliu local, nu mai ai 7 primari, 7 viceprimari, ai unul. Nu mai ai consilieri, ai primarului, nu știu câți. Da, nu mai ai sute de angajați, ai doar câțiva, digitalizezi și acolo faci reformă și de acolo, într-adevăr, faci o economie masivă. Pe partea aialaltă a statului, care înseamnă instituții publice guvernamentale deconcentrate, mergând până jos, acolo să știți că e lipsă de personal calificat. Absolut, știu. Adică stăteam de vorbă, când a fost ministrul mediului, cu cei de la Garda de Mediu. Cei de la Garda de Mediu astăzi în județul Neamț mai fac controle cu 10 oameni. Pe tot județul Neamț. În condițiile asta în care sunt. Au, din aia 10, nu, atâția au angajați, parcă. Nu, vreo 11 sau 12 angajați, dar 9 fac controle. 9 fac controle, da. Da, 9 fac controle. Și unii mai sunt și în concediu, alții sunt mai și îmbolnăvesc. Corect. Nu poți să fii eficient cu 9 oameni la control pe un județ întreg tu ca și gardă de mediu. N-ai cum. Efectiv, cât ai vrea să fii de bun, nu ai cum, fizic vorbind. Și exemple pot continua la OPC sau la alte direcții, unde la fel oamenii sunt foarte puțini și cer performanțe de la ei. Aici e o problemă. Adică, bun, și modalitățile astea de control, că noi avem statul român, domnule, unul te ia, altul te lasă, unul vine, altul te lasă. Deci ai un registru de la unic în care fiecare instituție să fie interconectată cu cealaltă instituție. Nu stai, bă, că azi vine ITM-ul dimineață, vine DSP-ul mâine la prânz, după aia OPC-ul, adică, bă, tu ești stai numai în control, nu mai ai timp să-ți faci treaba. Adică trebuie gândită și aici o chestie în care, când ai un control, să ai un control mixt. Adică îți vine și ITM, și OPC, și DSP, te-am autorizat, vedem care sunt problemele, îți dăm plan de reglementare, plan de măsuri, amendă după caz, închidere temporară sau definitivă, în fine.
Dar nu în fiecare zi trebuie să vină cineva în control, unul că îți mai cere ceva, altul că mai... Auzeam o știre dimineață, îmi pare rău că n-am fost foarte atent, cred că era vorba de o agenție, ori de IMM-uri, ori ceva de turism, dar cred că IMM-uri, și că s-a reorganizat, s-au făcut o reorganizare teritorială. Și auzeam așa, Constanța, Iar Neamțu. Constanța. Constanța. Deci Constanța, da, din, la, din, Dobrogea. Din Dobrogea, are Neamțu. Ca ce? Mai, cred că pe IMM-uri, dar nu sunt foarte ce convins, sau pe ceva turistic. Eram în mașină și auzeam știrea, o să mă interesez, că am zis că... Da, o chestie... De interesant, adică foarte aberantă. Interesant. Adică, na, până la urmă e bine, Muntele cu Marea, unim Muntele cu Marea, eu, ca să găsim pe undeva sarea. La Gabi, da. Da. Gabi Sără. Da, deci cam așa e. Bun. Concluzie. Sunteți optimist? Da. La final de an? Sunt optimist și la final de an și la început de an, pentru că sunt optimist pentru munca pe care știu că am făcut-o împreună cu colegii, pe ceea ce am, pe ceea ce ne propunem să facem în județul Neamț și o să explicăm anul viitor. Și da, chiar sunt optimist că județul Neamț merită mai mult, oamenii de aici merită mai mult. Și există și un fenomen de saturație față de tot ce a însemnat politicile PSD-ului, în mandatul Ionel Arsenie și a continuatorului lui, al lui Vasilică Harpa. Două întrebări scurte. În teritoriu, că văd că vă deplasați tot timpul și faceți. În teritoriu, ce alt partid se mai mișcă în momentul ăsta? Bă, se mișcă și PSD-ul în felul lor, merg și ei prin teritoriu, nu zic întreb, PSD-ul, da, se mai mișcă și PSD-ul, altul se mai mișcă sau nu? Mai mișcă și Aurul, Timiș. Mai mișcă. Și trei, asta e o întrebare răutăcioasă la final. După ce se face, se termină alegerile la Consiliul Județean, la anul vă referiți. La anul, după ce se termină alegerile la anul, dacă se va pune, asta e, știți cum e, anticipăm, se va pune problema majorității. Așa. În Consiliul Județean. Da. Veți discuta cu PSD-ul? Nu. Mulțumesc. Vă doresc o zi bună. Mulțumesc și eu. Mai la bine. Fel și sărbători cu bine. La sărbători cu bine la toată lumea din partea domnului Lazar. A mea mai vedem că ne mai întâlnim probabil în emisiunea anul acesta. Numai bine, sănătate, cele bune.